Bună ziua, este data de 11 aprilie 2015. Am revenit la Băltă, la Ștefănești. Numai că acum am fost să-mi iau niște râme. Mi-am luat râme. Și acum dau la râmă. I-am aruncat mămăligă mai devreme. Că asta nu e obișnuit. Și am mai găsit o baltă pe la lunga corbului. Să mă duc mâine, că mă duc la paș la țară. Și să dau... și eu la un peștișor acolo, la un caras. Și că, domne, are caras, are și crap, dar să nu bagi plase. Sau seci, nu bag, domne, plase și seci. Eu pescuiesc sportiv. De plăcere, adică. Și cam mare, te mai rupi o leacă așa. Restul du-te înapoi și mi-a rămas mai mic. Curios dacă îl păcălesc pe cărășel. Trebuie să ajungi pe la caldară. Valtă pe la caldară. E băiat și a citit. Tapa mai mic. Cam înclinat. Ești un bătă mai mică, ia să nu. Ia, văd o bătă mică, mă. Plută. Nu, plută. Că nu rămâne place probabil. Băgată rămâne vioa. Eu fi dat mâncare azi noapte. Mare chef ăsta să mă... Ăsta mă mă lece de bine. Ia. Ia, că a găsit-o. Vedeți? Am puține emoții. A găsit, aveți? Vedeți? Ia. Te l-am prins la râmă. Exact. A văzut, bă? La râmă, bă, și mi-a plăcut. Aceeași chestie când mi-am prins la... La...
Nu de pe eu mai devreme cu... cu mama ligă și cu vermișnava. Și la râmă imediat, ați văzut? Ce frumos! Ce place lui râme să aveți, că asta e de-aia de pământ. Cârlei de 18. Și mă duce la căldărărul. Uite. Uita la mamăliu, da? Cred că n-a stat la mălăcime. Râme tată de pământ. Râme de pământ. Nu e de mălăcăr. A tras mișto. Păi mi-mi iau niște râme când mă la țară. Puțin firul ăsta. Deci am pus atunci mi-a zis că să stea mai doar râmă pe pământ. Până dacă mă păpălesc. Bă, mai bine râmă că încă e viu, ai. Să aveți râme la voi la cărăscat. Înțeles că de treabă. Și la flamina pe la râmă mâncă. Dar cred că s-a înădit acolo unde am dat mămăligă. Deci pâta stă cam drept. E puțin ridicat și cred că râmă vine pe fundul apii. Plecase. I-am pus în același loc. Să văd ce se mai petrece. Thank you.
Muito corre, né? Distingue, cara. Deixa eu ver ali, né? Yeah.